Bună! Astăzi Anca te învață cum să-ți faci o coafură simplă de vară. Pentru această coafură ai nevoie de elastice transparente, accesorii de păr, nu e obligatoriu, dar poate să fie un accesoriu. Pentru această coafură ai nevoie ca părul să fie ondulat. Dacă vrei să vezi cum mi-am ondulat părul, apasă pe linkul din dreapta sus pentru a vedea episodul cu Anca te învață. Aceasta este coafura finală, poate fi purtată așa sau dacă nu, putem să luăm părțile laterale, să le dăm într-o parte, astfel încât să facem un breton. Sau așa. Dacă n-ai curaj să te tunzi, atunci aceasta este coafura perfectă pentru a-ți face un breton. Mie îmi place foarte mult pentru că sunt făcută în stilul ombre și atunci împletitura este de altă culoare. Și se vede foarte frumos. Mi-am pus ca accesoriu și o floricică galbenă, dar nu este obligatoriu, pot să vă las și împletitura simplă. Este perfectă pentru o zi de vară, pentru o petrecere. Îmi place foarte mult. Te pup și ne vedem data viitoare!